spună și ea. Da? A venit singură, n-a obligat-o nimeni, da? Nu am făcut absolut nimic, n-a luat-o nimeni cu japca, pentru că fata mea trebuie să fie aici la locul ei. Atât am avut de spus, să fiți sănătoși, să vă trăiască familia voastră și nu vreau să vă dau prea multe detalii, așa știe toată lumea viața mea personală care este, da? Și nu vreau să intrăm în mai multe amănunte. Încă o dată repet și încă o dată vreau să vadă toată lumea că nu are absolut nimic. Sunt niște poze mai vechi care au fost din motive personale, de cel puțin un an de zile. Și aș vrea ca cei de la ziare, de la televiziune, să se abțină și să nu încerce cu vorbe de-astea aiurea și aruncate în vânt, să se ia după nemernici ăștia care postează aiurel, care nu sunt deloc adevărate. Da? Vă pup și vă salut pe toți cei trei scurt, pentru că nu vreau să creadă lumea așa ceva despre mine, da? Și mai ales că știu că o să intervină toate... Da. Puțin, vă arăt imediat. O să intervină toți ziariștii, toți reporterii, și așa mai departe. Uitați-o. Ia uitați ce bătută e. Uitați ce umflată e, ce maltratată e. Adevărul e că este desfigurată rău de tot. Este foarte desfigurată, așa cum se vede. Nevastă. Deci cine a scos vorbele astea, să-i fie rușine, pentru că, așa cum am anunțat și la televiziune, eu am oferit una din cele mai frumoase case ale mele ca fata mea să fie bine și ea stă cu fata mea aici și nu este absolut nicio problemă și nu este maltratată, pentru că, așa cum ați văzut și voi, nu are absolut nimic, da? Da. Dacă era așa, nu cred că mai venea singură aici și... N-avea cum să mai plece de undeva, de unde era bine, da? Așa că vă rugăm frumos să vă terminați cu aceste postări proaste care le faceți, pentru că o să vorbim noi mai departe ce avem de vorbit, dar asta vreau să vă spun. Da, fratele meu, ai dreptate ce spui, dar trebuia să facem un live ca să nu înțeleagă toată lumea și televiziunile și așa mai departe că eu aș fi făcut un gest ca ăsta, da?